Bonjour. Qu'est-ce que nous avons préparé pour aujourd'hui? Du fromage. Bună ziua. Acum că am făcut impresie, o să pot să-mi dau și ochelarii de citit jos, că nu vă văd bine. Da, a fost bine, nu? Bine v-am regăsit la acest mic vlog de gătit vegan sau de post, dacă vreți. După cum vedeți, mi-am și desfăcut părul, am vorbit cu el, a zis că ok, nu mă lasă, nu cade azi. Deci să fim liniștiți, am elucidat acest mister și am clarificat acest subiect. Astăzi m-am gândit să vă prezint o rețetă de brânză de caju. Evident că nu e brânză. Particularitatea constă în asocierea cu țelina. Am așa cam 200 de grame de caju pe care l-am lăsat la hidratat circa 4 ore. Și o să-l iau și o să-l pun direct în aparatul de măcinat, în speranța că nu-l dau pe jos. Tot aici o să pun următoarele itemuri. Niște pudră de fulgi de drojdie. Mă lasă memoria de la o vârstă. Mai precis, o linguriță. O linguriță de sare. Turmeric, pun și un pic de turmeric, v-am spus că turmericul este foarte bun. Un pic de coriandru, fix un vârf. Și deocamdată mai pun 2 căței de usturoi și storc niște lămâie în treaba asta. N-au căzut sâmbure, așa-i? Ați văzut vreun sâmbure? Ziceam că nu. Hai, ieși afară. Ești afară că nu-i treaba ta aici. N-ai tu treaba aici. Tu ai treaba aici. Bun, să vedem ce o să iasă. Stați un pic. Asta a fost. E posibil să trebuiască să mai punem niște apă. Ce fain miroase. Deja miroase fain. Importantă e textura. Acum punem aici ceapa, 2 cepe și mărar. Deci punem și ceapa și mărarul. Bun, s-a amestecat aici și acum ar trebui să o golesc într-un vas pentru a da prin răzătoare țelina. Țelina, dacă o dăm pe răzătoare și nu o încorporăm imediat, se oxidează. Bun, am amestecat acum, am dat țelina pe răzătoare și o amestecăm imediat. Mai avem un pic de țelină de dat. Nu vă țin până o dau pe toată. Dar să știți că aici mă găsiți. Peste ore eu tot dau țelina asta pe răzătoare. Deja am făcut mușchi. Pare bună. Ar mai trebui să punem fix o lingură de muștar, care completează foarte bine gustul. Și teoretic brânza noastră e gata. Pentru ca toate gusturile să se întrepătrundă, ar fi bine să o punem un pic la frigider, cam o oră, și vedem ce se întâmplă după aia. Am terminat brânza de caju cu țelină și cu turmeric și cu toate ingredientele bune. Și acum chiar sunt curioasă să văd cum ne-a ieșit. Mai jonglați dumneavoastră cu ingredientele, pentru că poate o ceapă e mai mare decât alta, poate lămâia una e mai mare sau mai mică decât alta și vedeți să fie gustul pe care vi-l doriți. E o chestiune de gust. C'est très bien.